Zaza, Bajola, Baba! Se pare că de data aceasta mult mai multe zone la noi în Suceava au fost năpăstuite, să zicem așa, de ape. Am scăpat poate bine, poate mai puțin bine, depinde de la caz la caz. În orice caz, eu zic că lucrurile de genul acesta trebuie să ne facă să ne gândim, să medităm ceva mai mult. Știi? Cine știe? Să realizăm ce facem, de ce facem, cum facem. E mult, e mult de gândit. Noi vă lăsăm cu imaginile. Nu ne-am așteptat deloc. Nu, domnule, chiar așa, dintr-o dată, nu. Ce să spun, întrebați dumneavoastră oameni mai în vârstă. Nu ne-am așteptat. Era Dumnezeu. Nu ne-am așteptat la așa ceva. Ia că la Sirieni ne așteptam, dar nu ne așteptam la ploile care au fost ieri după amiază. Aia a fost un dezastru, cel puțin la noi în partea asfaltă aici, au distrus toate drumurile, podețuri, case, animalii, satul mare, în partea aia, sus pe brază pe partea asta. Nu, o leacă mai puțin mai mică ca asta am prins, dar în halul ăsta nu. O mai făcut răvază în sat, de la 5 iazuri, când s-au rupt acelea, praf a făcut. Acum 2 ani, tot așa, tot așa. Mai fost, dar nu chiar așa mare. Am prins. O mai fost alte, așa, acum 2 ani de zile. Da, au fost. Domnul a fost un primar, așa. Dar acum se așteaptă că am auzit niște zvonuri, când pleacă Rogojești barajul și răsfine cazuri mari. Ne așteptăm la ceva mai grav. Nu, nu. Și nici bătrânii care au 80-90 de ani nu au mai văzut așa ceva, în două ori. Practic, era apă peste tot în jur de 40 metri. Curgea și pe asfalt, și pe grădini. Nu, prie. Tăsta a foc la oala lor? Aia. Cum să fie? Da, ne ajutăm ca între noi, ca oameni, ca rudi. O mână de acolo, un alt să ajută. Normal, vedeți că o să vin tăți un zar unul pentru altul. Sunt multat în panică deja. Da. Oamenii se ajută, da. Au fost casele care au fost mai privale, așa. La noi, făcut echipe, oameni în echipe, lucrează, îi ajută, mă. Scot acum, scot hainele, s-o retras apa. Scot hainele, scot și mă au prin casă, mă uscat. Să dai un ajutor la cine o stricat, să-i fac înapoi. Asta-i. Primăria, oamenii. Atât. Ce să le ducem? Ne ajutăm o pe altul și altceva ce puteam face. Puterea Dumnezeu și puteam face în altă situație. După părerea mea, ar trebui să salva podul. Că dacă se aude că se mai vie așa cum vine, ar trebui să facă podul. Să salveze podul, asta e cel mai bine. Să se vadă ce face să salveze podul. Vă spun eu, nu știu, așa, cum a venit așa de repede, așa, nu, e imposibil de făcut ceva, nu, dacă aici, partea asta, altă, aici se mai pot lua niște măsuri, dar la noi n-ai cum să te aștepți, că nu mai ai ce, oricât ai face, orice ai face, n-a, cum a venit, nu mai are, unde să ducă debitul, indiferent ce am face, că noi avem râi multe, tot aia, s-au umplat toate domnule, care nu s-au întâmplat niciodată. Da. Na, asta e. Acum ne ajutăm unii pe alții cât putem. Așteptăm să facă vreme, să ne refacem drumurile înapoi, o farma toate. E vârful câmpul vorbesc. Farma drumurile într-un hal care nu-ți... Îmi vinea credi, sunt așa cratele făcut și drumul de ani și ani. Asta e. Suceava, Dorohoiu, așa, o luat toată legătura.
Da, nu am nici noi pe aici, na, ca cetățenii a comunii. Așa. Și să ajutăm toți așa din zbor și de partea asta să luăm la noi, partea asta. Dar noi suntem mai pe deal, cumva. Da, să luăm aici, la noi. Avem rude, avem cunoștință, chiar și cetățenii care noi cunoaștem. Trebuie să ajutăm. În astfel de condiții nu cred că putem spune foarte multe, nu putem trage concluzii. De fapt, eu tot am întrebat oamenii, așteptând o concluzie din partea lor. Eu așteptam o concluzie. Acum, dacă n-a reieșit această concluzie, o ultimă întrebare era ce ar trebui să înțelegem din toate acestea ce se întâmplă. Nu știu. Cred că ar trebui să ne gândim mult. Poate înțelegem, poate nu. Poate o parte înțelegem, poate o altă parte nu reușim până la urmă. În orice caz, un lucru e clar. Nu poți să te pui în calea naturii, așa cum a spus un interlocutor de-a nostru în altă zi, nu poți să faci nimic chiar dacă vrei, chiar dacă încerci. Până la urmă, natura este mult, mult prea puternică față de om. Și acum depinde fiecare ce înțelege prin natură. Dacă aveți idei, păreri, impresii, vă așteptăm pe www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Stim. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Un ardelean și niște tineri. Unul dintre tineri. Bade, închide geamul că e frig afară. Ardeleanul închide geamul. No, acu-i mai cald afară. Pentru un termopan veritabil, vino la Mava Run SRL. Firma noastră execută tâmplărie PVC sau aluminiu cu geam termopan cu 5 camere de izolare fonică și termică. Profil Aeroplasto Germania 7000, toată gamă de culori. Sticlă termopan 4 anotimpuri, float și low-E. Vă mai oferim pereți cortină și placări exterioare a Lucobond. Mava Run SRL, în Ițcani, strada Cernăuț, numărul 128, lângă podul peste râul Suceava. Telefon 0745 534 272. O centrală, o centrală, o centrală de-am avea. Wow, ce bine, wow, ce bine, nici în tot nu ne-ar dorea. Vrei să fii sigur pe căldura din casa ta? Vrei să nu depinzi de alții? Vino la Interconti și vei găsi cea mai variată gamă de centrale termice la cele mai mici prețuri. Te așteptăm cu mărci consacrate: Viessmann, Violant, Bosch, Ariston, Feroli, Motan. Vara aceasta la Interconti ai cele mai mici prețuri la centrale termice, calorifere, robineți, safe și accesorii. Interconti, Interconti, o centrală vom avea.